Stimați domni ambasadori și reprezentanți ai misiunilor diplomatice, reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, onorată asistență, dragi colegi, vă zicem bună ziua și bine ați venit la cea de-a noua ediție a Premiilor Naționale GALEX. În aceste momente vreau să ofer cuvântul doamnei director general Elena Pintelei. Mulțumesc, Diana. Stimate domnule secretar de stat, excelența voastră, domnule ambasador, dragi prieteni, onorată asistență, dragi colegi. Vă felicit respectuos cu ocazia Zilei Internaționale a Cărții și a Dreptului de Autor, care coincide frumos cu Ziua Bibliotecarului în Republica Moldova. Este o zi specială pentru că ne permite să le celebrăm împreună rolul pe care îl are biblioteca și bibliotecarul în comunitate pentru a construi punți spre cunoaștere, ajutând cetățeanul să obțină noi cunoștințe, să descopere istoria și cultura fiecărei comunități. Dintotdeauna s-a considerat că bibliotecarul are mai mult decât o profesie, are o misiune în viața sa. Bibliotecarul manevrează memoria umanității, creează condiții de păstrare și o pune în valoare în timp. Dragi participanți acestui eveniment, mă bucur că ați fost alături de Biblioteca Națională pe parcursul anului 2018 și împreună am realizat misiunea care ne este atribuită nouă prin lege. Țin să mulțumesc îndeosebi susținerea consecventă a Ministerului Culturii, Educației și Cercetării de Republica Moldova din numele comunității bibliotecare, iar dovadă că legea cu privire la biblioteci, care începând cu luna februarie acestui an a intrat în vigoare, se implementează cu succes, tocmai urmează să aducă un nou suflu întregului nostru domeniu. Diversele și ample activități organizate de biblioteci și bibliotecari din țară de ultimii ani, cu siguranță au reușit să sensibilizeze opinia publică și factori decizionali pentru o mai ireproșabilă, mai vizibilă și mai corectă percepție a importanței bibliotecarului. Sarcina bibliotecilor la etapa actuală este de a se declara ca centri culturale, științifico-educaționale, cu un acces clar la colecții și la cercetări științifice. Biblioteca Națională, în timp, a devenit nu doar un loc de păstrare a bunurilor noastre de patrimoniu, ci și, de asemenea, centru modern pentru un dialog cu societatea și dezvoltare personală, cu posibilități de atragere de noi utilizatori. Onorată asistență, dragi prieteni! Adresez în special colegilor de la Biblioteca Națională și bibliotecarilor din țară sincere felicitări, exprimându-le întreaga admirație și recunoștință pentru fidelitatea profesională, pentru promovarea culturii și informației peste hotarele ei. Vă mulțumesc! Dragi prieteni, tradițional de Ziua Mondială a Cărții și a Drepturilor de Autor, precum și de Ziua Bibliotecarului, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Liga Bibliotecarilor de Republica Moldova Alexe Râu, organizează Gala Laureaților Premiilor Naționale GALEX, manifestare importantă în lumea bibliotecară, având drept obiectiv promovarea și stimularea activității bibliotecarilor și a persoanelor care au tangență cu cartea, lectura și biblioteca. Cu această ocazie, aducem sincere felicitări și urări de bine tuturor bibliotecarilor, le dorim realizări în domeniul profesional, vă dorim multă sănătate, multă prosperitate și multă putere de muncă. Dragi prieteni, Gala Premiilor Naționale GALEX vine să încununeze o activitate în care ne investim an de an talentul, vocația, sufletul, reușim să producem servicii ce se află în slujba comunității, având ca principală sarcină oferirea de servicii moderne utilizatorilor. Distinția care urmează să fie decernată astăzi persoanelor nominalizate are aspectul unui cup de cleștar luminescent, ce simbolizează perfecțiunea umană, perfecțiunea în devenire, un cub așezat pe un suport postament, producător de lumină, care învăluie cubul GALEX într-un joc cromatic multicolor. Cubul are inscripțiile Liga Bibliotecarilor de Republica Moldova Alexe Râu și Premiul GALEX, având în centru un cub mai mic pe toate laturile cu logotipul Bibliotecii Naționale. Denumirea Premiului GALEX este compusă din primele litere ale numelor
naționale. Galis, care pornește de la Gavril Bilevici, primul director și bibliotecar al Bibliotecii Guberniale din anii 1832 și 1835, și Alexe Rău, care a fost director în perioada anilor 1992 și 2015. Premiile naționale Galis sunt decernate anual la nominalizările care vor fi menționate ulterior, însă sunt posibile în funcție de specificul fiecărui an și nominalizări speciale. Spre exemplu, anul acesta au fost instituite două nominalizări noi, pentru cel mai bun cercetător științific în domeniul biblioteconomiei și științe ale informării și cel mai bun formator al Bibliotecii Naționale. Dragi prieteni, dăm startul premiilor naționale Galis. Începem nominalizările. La această categorie, anul acesta, juriul a decis să fie nominalizați trei laureați. Premiul Național Galis pentru cel mai bun om politic susținător al bibliotecilor este... Asigură conexiunea politică, diplomatică și culturală între Chișinău și Luași în Tunisie. Susține inițiativele din intermediul Fondului Ambasadorilor pentru Conservare Culturală, ajutând Republica Moldova să păstreze locațiile istorice și manuscrisele, colecțiile de muzeu și formele tradiționale de muzică, dans și limbă, demonstrând respectul Statelor Unite ale Americii pentru cultura țării. Domnia sa a susținut lansarea păstrării colecției de carte de deșerare a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, remarcând unicitatea acestei colecții, care reprezintă un valoros patrimoniu național. Premiul cel mai bun om politic susținător al bibliotecilor se conferă excelenței sale Derek Hogan, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, pentru suportul substanțial acordat Bibliotecii Naționale în susținerea proiectului de salvgardare a documentelor istorice. Domnia sa, excelența sa, a anunțat că se află tot corpul diplomatic într-o altă misiune și nu este prezent. Continuăm cu un alt laureat la această categorie. Cel mai bun om politic susținător al bibliotecilor este... Pilonul fundamental pe care îl sprijină excelența sa este promovarea unei diplomații culturale active prin participarea nemijlocită la dialogul intercultural european și prin raportarea la universalitate. Anul 2018 a fost un an în care excelența sa a participat activ în afirmarea identității și tradițiilor naționale, în sărbătorirea prin cunoaștere a centenarului Marii Unii. Cel mai bun om politic susținător al bibliotecilor se conferă excelenței sale, Daniel Ioniță, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Moldova, pentru contribuția deosebită la promovarea diversității culturii naționale și spiritului creator românesc și susținerea manifestărilor culturale legate de centenarul Marii Unii. Bună ziua tuturor, vă mulțumesc mult de tot pentru acest premiu, nu știu dacă meritat sau nemeritat, însă sunt convins că acest premiu este meritat de colegii dumneavoastră din România, care de fiecare dată au susținut bibliotecile din Republica Moldova. Dați-mi voie să folosesc acest prilej pentru a vă adresa tuturor felicitări cu această foarte frumoasă ocazie, ziua noastră profesională, să vă asigur de faptul că România a fost, este și va fi alături de dumneavoastră. România a fost și este în continuare un susținător ferm al parcursului european al Republicii Moldova. Dorim ca împreună să fim împreună în marea familie unită a Uniunii Europene. Dorim ca, prin tot ceea ce facem, să contribuim împreună la sporirea gradului de cunoaștere asupra României, la sporirea românismului și la
modul corect și frumos în care cu toții vorbim limba română. Mă bucur că ați ales acest premiu și chiar m-am dus cu gândul la foarte frumoasa poezia lui Nichita Stănescu, Cubul de piatră, vă recomand, este o poezie aproape genială legată de perfecțiunea umană și legată de genul nostru creator. Felicitări și vă asigur că acest premiu va fi transmis în atenția tuturor celor care au fost întotdeauna alături de dumneavoastră. Mulțumesc! Rămânem la această categorie, cel de-al treilea laureat pentru cel mai bun om politic susținător al bibliotecilor este... Excelența sa, sprijinitul totul, parcursul european al Republicii Moldova și pregază pentru aprofundarea dialogului moldo-lituanian, pentru dezvoltarea unui parteneriat cu țara noastră și pentru susținerea unor idei de proiecte. Cel mai bun om politic, susținător al bibliotecilor, se conferă excelenței sale, Kęstutis Kudzmanas, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Lituaniei în Republica Moldova, pentru contribuția deosebită la susținerea domeniului biblioteconomic prin proiectul Dezvoltarea democrației și la dezvoltarea relațiilor de colaborare între Biblioteca Națională a Republicii Lituania și Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Continuăm primirile noastre Galex. Urmează o altă categorie, cel mai bun fondator de bibliotecă. În calitate de președinte al Europei, se implică activ în modernizarea bibliotecilor publice. Venind din domeniul culturii, dumneavoastră conștientizează perfect necesitatea susținerii bibliotecilor. Dumneavoastră îi aparține o inițiativă unică în țară, programul 50+50, prin care bibliotecile de raion sunt încurajate să convingă pe părinții să aloce resurse financiare pentru achiziții de carte. Cel mai bun fondator de bibliotecă se conferă domnului Tudor Golub, președintele raionului Orhei, pentru susținerea activă a bibliotecii din localitate prin implicare în modernizarea și renovarea bibliotecii pentru implicarea în toate proiectele implementate de bibliotecă. Continuăm. Categoria pentru Premiul Gan Național Galex pentru cel mai bun scriitor, promotor al cărții și lecturii. Nume cunoscut al scrisului românesc, doctor în psihologie, pedagog, scriitor, compozitor, arhitect al sufletelor omenești, este omul care știe să le facă pe toate. Un model de creativitate, un exemplu bun implementarea inițiativelor de bune practici și modele performante inovatoare. Are rezultate remarcabile în activitate profesională, merite deosebite în cultivarea dragostei de bibliotecă, carte și lectură. Doamnelor și domnilor, cel mai bun scriitor, promotor al cărții și lecturii se conferă domnului Aurelian Silvestru, scriitor, psiholog, publicist și pedagog român din Republica Moldova, pentru implicarea și contribuția la organizarea și desfășurarea activităților de promovare a cărții naționale și lecturii în Biblioteca Națională și în Bibliotecile Publice din Republica Moldova. Excelențele voastre, dragi prieteni, dragi prieteni ai cărților. Eu sunt convins că dacă părinții ne ajută să devenim oameni, atunci cărțile ne ajută să rămânem oameni. Și cele mai importante personalități ale Republicii, cei care susțin cultura și care fac tot posibilul pentru ca și copiii să aibă acces la carte, să știți că au suflet de carte. Eu... întâmplător sau nu, chiar acum vin de la tipografie unde am scos de sub tipar în lumină un roman, se numește Străina de la Hollywood și este despre adolescenți și fac o donație de 300 de exemplare pentru Biblioteca Națională a Republicii. Asta, da? Asta, da. Mulțumim, domnule Silvestru. Continuăm premiile naționale Galex. Rămânem la aceeași categorie pentru cel mai bun scriitor, promotor al cărții și lecturii.
autor al multor volume de poezie, piese de teatru, novele istorice, eseuri, studii de istorie și etnologie apărute la Chișinău, Iași, București, având o activitate amplă și rezultate remarcabile în domeniul profesional. Se implică activ la promovarea bibliotecii, cărții și lecturii. Contribuie la completarea colecției Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și a bibliotecilor din țară cu publicații de editorilor de România. Prezente anual la Salonul Internațional de Carte, grație Institutului Cultural Român. Premiul pentru cel mai bun scriitor promotor al cărții și lecturii se conferă domnului Valeriu Matei, academician, directorul Institutului Cultural Român din Chișinău, poet, istoric, scriitor, pentru implicarea și contribuția la organizarea și desfășurarea activităților de promovare a cărții românești și a lecturii în bibliotecile publice de din Moldova, pentru susținerea publicării unor colecții de cărți cu un conținut deosebit și o ținută aleasă. Continuăm. Premiul Național Galex pentru cel mai generos mecena al bibliotecilor. Confirmă regula. Adevărații intelectuali nu numai că nu au dispărut, dar încearcă și reușesc să-și impună principiile într-o lume mai mult sau mai puțin relativă. Iar armonul este motorul pe care o posedă și curajul de a-și asuma responsabilitatea în fața adevărului. Are o contribuție deosebită în valorificarea moștenirii culturale scrise, îmbogățirea colecțiilor bibliotecii naționale cu documente de unicat, promovarea adevăratelor valori culturale destinate prosperării neamului și țării. Doamnelor și domnilor, cel mai generos mecen al bibliotecilor se conferă domnului Nicolae Adabija, academician, membru de onoare al Academiei Române, poet, romancier, publicist, eseist, autor de manuale, traducător, cărți de literatura română. Felicitări, domnule! Excelențele voastre, dragi prieteni, când am spus dragi prieteni, m-am adresat ambasadorilor prezenți în această sală, când am spus excelențelor voastre, mă adresez bibliotecarilor. Spun acest lucru pentru că sunt foarte convins că mai puternică nu este țara care are mai multe tancuri, dar țara care are mai multe biblioteci. Este mai tare nu țara care are mai mulți generali, ci țara care are mai mulți cărturari. Nu este mai tare țara care are mai mulți soldați, dar țara care are mai mulți cititori. Nu sunt mai puternice țările care fac manevre militare, ci țările care fac manifestări culturale, cum este cea de astăzi. Eu vorbeam cu o adolescentă nu prea de mult și ea mi-a spus următorul lucru, o definiție a acestei generații. Noi visăm pe Google, citez, noi visăm pe Google, râdem pe Facebook, ne dăm întâlnirile pe MES, ne scriem mărturisirile de dragoste pe SMS-uri și cartea va dispărea. Și eu i-am spus, cartea nu va dispărea niciodată, pentru că este un dar al lui Dumnezeu. Am descoperit acest lucru scriind o novelă despre Îngerul Păzitor și am găsit despre Îngerul Păzitor la profetul Enoch. Este unicul om care l-a văzut pe Dumnezeu. Dumnezeu a stat de vorbă cu Enoch, care era nepotul lui Cain, deci între primii oameni, și atât de impresionat a rămas Dumnezeu de înțelepciunea acestui om, încât i-a spus îngerului Pravuil, care era alături, du-l în biblioteca mea să-și aleagă o carte. Și Enoch și-a ales din biblioteca lui Dumnezeu cartea viitorului, unde este scris tot destinul omenirii de la Adam și Eva până la Apocalipsă. Asta este la Enoch. Am stat și m-am gândit ce cărți are Dumnezeu în biblioteca lui. Stă Dumnezeu de dimineață și până seară și scrie cărți? Răspunsul l-am găsit în facerea, în Geneză. Se scrie că Dumnezeu i-a făcut pe primii oameni nemuritori și abia după păcatul original, după primul păcat, a
făcut moartea pentru oameni, adică a născocit timpul. Dumnezeu se află în afara timpului și în afara timpurilor și în toate timpurile. De ce în biblioteca lui Dumnezeu? Pentru că după acea carte a viitorului, oamenii s-au învățat să scrie și să citească. Deci acolo se aflau toate cărțile mari ale omenirii, care aveau să fie scrise. Acolo era, sunt sigur, Homer, Goethe, Eminescu, Grigore Vieru, toate cărțile mari erau acolo, sunt acolo. Deci visul nostru al scriitorilor, spuneam, să scrie bibliotecă, o carte care să-și găsească loc în biblioteca lui Dumnezeu. Deci cartea este un dar al lui Dumnezeu și eu sunt foarte convins că Dumnezeu nu ne va răpi acest dar, drept pedeapsă. Nu știu de ce cred că Dumnezeu, atunci când se aprind catedralele, când bisericile se transformă în muzee, iată, am fost în Occident, Vincenzo Bianchi, un mare sculptor, are 20 de muzee și 3 muzee în catedrale părăsite. Nu știu de ce cred că Dumnezeu se va retrage în biblioteci, din biserici. Nu știu de ce cred, pentru că suntem în săptămâna patimilor, cred că reînvierea lui Iisus Hristos, a doua înviere a Lui, se va întâmpla într-o bibliotecă. La fel în biblioteci se va întâmpla renașterea spirituală a neamului nostru. Eu aș vrea să mulțumesc bibliotecarilor pentru că face neamul nostru puternic. Mulțumim că sunteți încă în biblioteci. Eu am fost în Statele Unite ale Americii, am avut în Senatul Statelor Unite ale Americii o întâlnire și un senator mi-a spus următoarea frază, în 1990. Spuneți-mi ce salariu are la dumneavoastră un bibliotecar și am să vă spun ce țară sunteți. Deci, noi să sperăm că bibliotecarii vor putea afirma cu adevărat că noi suntem cei care suntem bine plătiți, pentru că ceea ce facem noi este un lucru necesar națiunii. Felicitări și la mulți ani! Mulțumim, domnule Dabija, pentru cuvântul rostit frumos în adresa bibliotecarilor. Continuăm premiile naționale Galex pentru cel mai bun promotor, susținător al bibliotecilor, cărții și lecturii în mass media. O direcție importantă în activitatea de ultimă oră a acestei instituții este promovarea imaginii din Curții Moldova în lume, reflectarea evenimentelor legate de integrarea țării în structurile europene și implementarea standardelor de viață occidentală. Acordul susținere informațională activităților Bibliotecii Naționale ale Curții Moldova contribuie la promovarea, reflectarea imaginii cărții și a lecturii în societate. Cel mai bun promotor, susținător al bibliotecilor cărții și lecturii mass media, se conferă domnului Vitalie Buțu, producător televiziunea TVR Moldova, pentru susținerea informațională a activității Bibliotecii Naționale de Republicii Moldova și promovarea de reflectare a imaginii bibliotecii, cărții și lecturii în societate. Felicitări, domnule! Excelențele voastre, stimați invitați, onorată asistență, eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest premiu minunat. Este o onoare pentru mine să vin aici în numele echipei TVR Moldova și să primesc acest premiu, sau mai bine zis să primim noi ca echipă acest premiu. Dar, într-adevăr, TVR Moldova întotdeauna încearcă să ajungă la toate evenimentele organizate de Biblioteca Națională a Republicii Moldova și spun asta pentru că misiunea sau una dintre misiunile și unul dintre obiectivele primordiale ale postului TVR Moldova este să culturalizeze publicul telespectator și cum să o facem decât prin mediatizarea tuturor evenimentelor realizate de voi, bibliotecarii și de cealaltă parte a cititorilor. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult și sper la o colaborare și mai intensă în continuare. Zi frumoasă să aveți în continuare! Vă mulțumim, domnule Guțu! Continuăm premiile naționale Galex. Suntem la categoria Cel mai bun prieten filantrop al Bibliotecii Naționale. În calitate de coordonator, este permanent deschisă spre comunicare.
susține și încurajează bibliotecarii. În anul 2018, Biblioteca Națională a beneficiat de proiectul Educația Mediatică, prioritate a secolului 21, prin inaugurarea Ungherașului Media și diagonarea cinziare și reviste, care oferă utilizatorului acces liber la rap către edițiile periodice de capul 2. Cel mai bun prieten filantrop al Bibliotecii Naționale se conferă doamnei Daniela Galai, coordonatorul proiectului internațional Educația Mediatică, prioritatea secolului al 21-lea, lansat de AES Europa Moldova, pentru susținerea și încurajarea bibliotecarilor în domeniu și pentru contribuția o extraordinară la modernizarea spațiilor și dezvoltarea colecțiilor de publicații seriale Bibliotecii Naționale. Felicitări! Ziua. Este primul premiu al organizației AIREX Europe de când suntem noi aici în Republica Moldova și mă sunt, bineînțeles, foarte onorată. Ne bucurăm foarte mult că am găsit un sol fertil în bibliotecile publice din Republica Moldova pentru media, pentru educația media și ne bucurăm că acest proiect, Consolidarea Presiei Independente și a Educației Mediatice, ce reprezintă o sinergie dintre mai mulți parteneri, factori, să zicem așa, a dat și dă în continuare rezultate frumoase. Drept dovadă sunt cei 150 de bibliotecari instruiți direct de către noi în educație mediatică, sunt cele 35 de unghiere, zone media deschise în bibliotecile publice din Republica Moldova și multe alte lucruri, activități ce țin de educație mediatică, desfășurate de acești bibliotecari în toate bibliotecile din Republica Moldova. Vă mulțumesc foarte mult că vă implicați în acest domeniu și că vă este drag. Nouă ne este drag de dumneavoastră și sperăm să colaborăm în continuare. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Galai. Aici vrem să aducem la cunoștință dumneavoastră că la 12 decembrie 2018 a fost inaugurat un ungheraș, un spațiu media și în cadrul acestui spațiu media, formatorii Bibliotecii Naționale desfășoară diferite instruiri în educație mediatică. Continuăm premiile naționale Galex pentru cel mai bun susținător al politicilor și programelor de valorificare a moștenirii culturale. Specialiștii din instituțiile deținătoare de fonduri patrimoniale de Republica Moldova au avut posibilitatea de a lucra cu o echipă competentă din cadrul Direcției de Conservare a Bibliotecii Congresului Statelor Unite ale Americii. Au fost organizate două întâlniri de lucru prin dezvoltarea strategiei de conservare a colecțiilor bibliotecilor și a instituțiilor de patrimoniu cultural din Republica Moldova și implementarea tehnologiilor și metodelor informaționale în restaurarea documentelor de cel mai bun susținător al politicilor și programelor de valorificare a moștenirii culturale se conferă domnului Jacob Nadal, director pentru prezervare Biblioteca Congresului Statele Unite ale Americii, pentru suportul substanțial acordat Bibliotecii Naționale Republicii Moldova în susținerea proiectului de valorificare și promovare a documentelor patrimoniale sau gardarea Hrestoavelor Basarabene din perioada anilor 1812-1917. Și echipa Nensilev Alexander, specialist stabilizarea colecțiilor și conservare preventivă, Alan Haley, specialist prezervare, Susan Peckham, specialist senior conservare carte rară și Daniel Patterson, specialist senior conservare carte rară. Din păcate, prezența colegilor Bibliotecii Congresului nu este lipsă, dar acest premiu va fi transmis în intermediul Ambasadei Statelor Unite ale Americii și va ajunge la colegii noștri din Biblioteca Congresului. Continuăm premiile naționale Galex pentru cel mai bun cercetător științific în domeniul biblioteconomie și științe ale informării. Profesorii creează toate celelalte profesori. Protagonista noastră de parcursul activității profesionale a format generații întregi de discipoli care activează în toate bibliotecile din țări. Realizările științifice sunt apreciate în alta atât în țară cât și peste ecotare. Este un mentor perseverent și pentru cei care au absolvit facultatea, dar sunt interesați de îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale. Cel mai bun cercetător științific în domeniul biblioteconomie și științe ale informării
se conferă doamnei Nelly Surcan, doctor habilitat, profesor universitar, pentru contribuția semnificativă în dezvoltarea științei și economice Republica Moldova, pentru educarea mai multor generații de specialiști în domeniu. Felicitări, doamna Surcan! Excelențele voastre, dragi prieteni, colegi, este o surpriză pentru mine, dar sunt onorată de acest premiu. Vă mulțumesc foarte mult pentru apreciere. Aș vrea să spun că astăzi societatea este marcată de foarte multe provocări, inegalitate informațională, globalizare, schimbarea paradigmei culturale, tehnologiei informaționale și biblioteca trebuie să răspundă acestor provocări. Și cred că cei care activează în educație, în cercetare, încearcă să identifice aceste tendințe noi pentru activitatea bibliotecilor, să propună noi modele, noi direcții de activitate și sper că toți colegii mei de la Universitatea de Stat au contribuit acestor noi cunoștințe și implementarea cercetărilor noastre moderne în activitatea bibliotecilor din Republica Moldova. Eu aș vrea să vă mulțumesc încă o dată și să ne felicităm cu ocazia sărbătorii profesionale Ziua Bibliotecarului. Mulțumesc, tată! Continuăm premiile naționale Galex pentru categoria Cel mai bun bibliotecar al anului 2018 din Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Este un bibliotecar care privește cartea, găsește acel limbaj de romanica cu litera scrisă și, în ultimul rând, știe să comunice cu oamenii, cu cei care deschid ușa bibliotecii, știe să lucreze cu publicul, să se adapteze de urmă la unele condiții de lucru. Este mereu sărbătoare și amabilă, organizatorul și de activitățile educaționale pentru tinere. Pasiunea, răbdarea, aprecierea, străduința și perseverența sunt trăsăturile pe care o caracterizează. Comandă! Cel mai bun bibliotecar al anului 2018 din Biblioteca Națională se conferă doamnei Tatiana Ghiceanu, șefie de suprafunță în CNRM, pentru performanțele servite în activitatea profesională, promovarea și diversificarea activităților din publicul, contribuție substanțială la implementarea serviciilor inovative în cadrul Secției de Cultură Publică și Centrul de Informare ONU. Felicitări, doamna Ghiceanu! Deci, am emoții. În primul rând, mulțumesc legii bibliotecarilor, mulțumesc administrației Bibliotecii Naționale, mulțumesc colegilor, fiindcă acest cub este și cubul colegilor mei din secția Lectura Publică, care avem un scop comun, promovarea bibliotecii, cărții și lecturii, promovarea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă prin organizarea diferitor activități. Vreau să vă spun un mic secret. Deci, cu 26 de ani, acum în urmă, fiind prima zi de lucru în activitatea bibliotecii, stăteam pe pragul bibliotecii și mă gândeam, Doamne, cum voi găsi eu o carte din atâtea milioane de cărți? Să știți că toate acestea milioane de cărți au devenit prietenii mei, prietenii noștri, fiindcă și cărțile au suflet, cum menționează scriitorul Nicolae Tăbijan în poezia sa, și cărțile au suflet. Și cartea nu va dispărea, fiindcă cartea va fi atâta timp cât va exista scrisul, iar scrisul va exista atâta timp cât va exista specia umană. Sunt convinsă împreună cu colegii mei de la secție Lectura Publică că cartea, lectura, cunoașterea, informarea de bună calitate vom face ca societatea să meargă spre bine. Mulțumesc încă o dată, foarte mult! Mulțumesc din suflet!
continuăm cel mai bun bibliotecar al anului 2018 din bibliotecile publice. Specialiste a avut pe parcursul anului 2018, împreună cu echipa Bibliotecii Publice Raionale Iulia Marin, a inițiat și implementat selecții noi de bibliotecă în conformitate cu necesitățile și aspirațiile membrilor comunității, prin implicarea atât a partenerilor deja existenți, cât și a celor noi, care reprezintă diferite domenii de activitate, a aspirat la modernizare progresivă a bibliotecii prin diversificare și eficientizarea serviciilor de bibliotecă. Cel mai bun bibliotecar al anului 2018 din bibliotecile publice se conferă doamnei Maria Cojucaru, director al Bibliotecii Publice Raionale Iulian Filip Drochea, pentru prestanța deosebită în realizarea programelor și proiectelor de bibliotecă, pentru activitatea prodigioasă în promovarea cărții și lecturii și pentru dezvoltarea și diversificarea serviciilor noi la bibliotecă. Felicitări, doamna Cojucaru! Onorată asistență, stimați bibliotecari, prieteni, scriitori, sunt foarte mândră, aș putea spune, de acest premiu care merită biblioteca noastră. Noi suntem mereu în căutare de noi servicii, noi realizări și vă doresc tuturor multă, multă sănătate, voie bună, succese, realizări în tărâmul care activați. Mulțumesc de apreciere! În asistență continuăm premiile naționale Galex pentru cel mai bun bibliotecar al anului 2018 din Sistemul Național de Biblioteci. Managerul perseverent, tenace, prezentată cu o consistență profesională sfântă, este profesionist la capul de o mare autoritate de dominată de frământările unice, în dorința permanentă de a organiza, implementa, schimba, configura, perfecționa, inova și de a realiza lucruri importante pentru biblioteci și oamenii, pentru utilizatori și pentru domeniul în general. Cel mai bun bibliotecar al anului 2018 din Sistemul Național de Biblioteci se conferă doamnei Elena Harconița, director al Bibliotecii Științifice a Universității de Stat Alecu Rousseau din Bălți, pentru prestanța deosebită în realizarea programelor și proiectelor de modernizare a activității bibliotecii, activitate prodigioasă în promovarea cărții și lecturii și fidelitate față de profesia de bibliotecar. Noi este prezentă doamna Harconița. Continuăm, luăm premiile naționale Galex pentru cel mai bun proiect biblioteconomic. Echipa care a lucrat la implementarea proiectului a reușit să restaureze și să pună în circuit 200 de persoane păsărate din secolul al XIX-lea, să creeze spații speciale pentru expunerea lor și să-și dezvolte competențe profesionale în domeniul conservării și restaurării documentelor patrimoniale. Impactul proiectului s-a reflectat considerabil asupra activității și imaginii Bibliotecii Naționale ale Republicii Moldova. Onorată asistență, cel mai bun proiect biblioteconomic este proiectul Salvgardarea Hrisoavelor Basarabene din perioada țaristă 1812-1917. Se conferă doamnei Elena Pintilei, director general al Bibliotecii Naționale Republicii Moldova, director de proiect pentru inițierea și implementarea proiectului Salvgardarea Hrisoavelor Basarabene din perioada țaristă și echipa Mariana Chiracov, specialist principal, secția dezvoltare instituțională BNRB, Veronica Costovan, șef secție Carte Veche și Rară BNRB, Valentina Granaci, șef centru tehnic de conservare și restaurare a documentelor și Aleona Tostogan, director adjunct BNRB, manager de proiect. Felicitări, dragă echipă! Stimați colegi, dragi oaspeți, cu adevărat acest proiect, cum îl numim noi între noi bibliotecarii Hrisoavele Basarabene, a fost aplicat la Ambasada Statelor Unite prin fondul ambasadorului, foarte insistent, 2 ani la rând, au simțit și ei de la ambasadă că suntem foarte îndrăzneți și insistent și
împreună cu echipa am depus foarte mult efort pentru a realiza acest proiect în Biblioteca Națională. Cu adevărat, cum am menționat anterior colegele noastre, am beneficiat de echipament performant pentru păstrarea colecțiilor, dar și restaurare. Dar, nu ultimul rând, Biblioteca Națională a beneficiat de două instruiri din cadrul Bibliotecii Congresului. Au participat două grupe de formatori care au instruit atât bibliotecari din Biblioteca Națională cât și cei din programul Memoria Moldovei. Respectiv, impactul este foarte mare. 273 de hrisoave care au fost restaurate în curând vor fi expuse în spațiile muzeale ale Bibliotecii Naționale. Le veți putea consulta acolo pe loc. Vor fi puse spre valorificare și cercetare cercetătorilor și, nu în ultimul rând, toți utilizatorii și vizitatorii atât a spațiilor muzeale cât și a Bibliotecii Naționale vor avea posibilitatea să facă cunoștințe cu aceste documente de patrimoniu din Biblioteca Națională. Iată că în luna mai, iunie, vom demara procesul de închidere a acestui proiect și atunci sunt convinsă că avem ce pune la dispoziție și chiar ne lăuda. Echipa de proiect a fost foarte insistentă, s-a muncit foarte mult, avem realizări deosebite în cadrul acestui proiect. S-a muncit mult, mulțumesc echipei, mulțumesc Bibliotecii Naționale. Continuăm premiile naționale Galex pentru cea mai bună lucrare, publicație în biblioteconomie. O lucrare înscrisă în patrimoniul cultural național, apărută în condiții grafice excelente, relievează și sintetizează date importante despre marele eveniment de la 1918, Marea Unire. Drept argument, sprijinul afirmației prin caracterul unicat al lucrării este contribuția nemijlocită a unui istoric de forță. Este unica cercetare bibliografică dedicată Marii Unii, atât din țară cât și din România. Cea mai bună lucrare publicație în biblioteconomie este lucrarea Marea Unire a Românilor de la 1918, contribuții bibliografice, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, autor alcătuitor Maria Sargun, coordonator, redactor științific Ione Grei și Valeria Matei. Se conferă domnului Ione Grei, istoric și om politic din Republica Moldova, pentru elaborarea lucrării Marea Unire a Românilor de la 1918, contribuții bibliografice. Stimați bibliotecari, stimate bibliotecare, în primul rând este sărbătoarea dumneavoastră profesională și dumneavoastră ați hotărât să ne faceți și pentru noi o sărbătoare pentru cititori, pentru cei care colaborează cu dumneavoastră. Sunt onorat să primesc acest premiu, nu atât că mi-a fost oferit mie. A fost oferit unei probleme fundamentale a istoriei noastre, unirii și unității și solidarității naționale românești. Cartea pe care am avut onoarea să o prefacez și să o coordonez în cadrul Bibliotecii Naționale a făcut o inventariere a unei probleme, o inventariere a problemei identității și unității noastre naționale. Și în anul când s-a împlinit 100 de ani de la Marea Unire, am fost surprins plăcut că în spațiul românesc, în Basarabia, s-a scris o atât de frumoasă și bogată bibliografie la această temă. Rămâne ca ceea ce au făcut istorici, scriitorii, intelectualii, profesorii să fie valorificat. Aici avem restanță, deoarece spiritele, situația care se atestă în Republica Moldova în problema identității noastre naționale încă ne dă foarte mult de lucru. Este de datoria noastră, a istoricilor, a dumneavoastră, a bibliotecarilor, a profesorilor, ca să venim cu
a ceea ce au creat strămoșii noștri, să venim să le punem astăzi în față și să-i orientăm pe calea cea dreaptă. În încheiere, felicit frumoasele bibliotecare, harnicile, modestele și prietenile noastre a tuturor cu sărbătoarea profesională și această sărbătoare nobilă a cărții și a dreptului de autor să fie cât mai mult răspândită și din acest eveniment să avem fiecare din noi un mare folos. Vă mulțumesc! Dragi prieteni, aceștia au fost laureații desemnați pentru nominalizările ediției din acest an. Gala nu se încheie aici. Continuăm pe lângă nominalizările Galex. În fiecare an este realizat de asemenea și topul Galex al celor mai buni bibliotecari ai anului. În continuare, voi nominaliza topul în ordinea alfabetică. Deci topul Galex celor mai buni 10 bibliotecari. Se conferă doamnei Tatiana Ghiceanu, șefa secției Lectura Publică, pentru performanțele individe în activitatea profesională, promovarea și diversificarea activităților cu publicul, contribuție substanțială la implementarea serviciilor inovative în activitatea secției. Doamna Ghiceanu, felicitări! Doamna Ghiceanu vrea să ne ia astăzi toate premiile. Acest testimoniu este a colegilor mei, secția Lectura Publică. Vă mulțumesc foarte mult! Deci se conferă doamnei Tatiana Bacuteanu, șefa Centrului Editorial Poligrafic, pentru performanțe deosebite în activitatea profesională, promovarea și diversificarea activităților cu publicul, contribuție substanțială la implementarea serviciilor inovative în activitatea centrului. Nu este Tatiana? Se conferă testimoniu pentru doamna Elena Bolgarina, șefa secției Literaturile Lumii, pentru performanțe deosebite în activitatea profesională, promovarea și diversificarea activităților cu publicul, contribuție substanțială la implementarea serviciilor inovative în activitatea secției. Felicitări, doamna Bolgarina! Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă spun mulțumiri pentru toată secția noastră, secția Literaturii Lumii, și avem un motto semnat de filozof antic din romantică, Seneca. Un lucru serios este o adevărată bucurie. Așa și este. Continuăm cu Galex. Testimoniul se conferă doamnei Margareta Cebotari, specialist principal, secția dezvoltare în economie și știința informării, pentru performanțe deosebite în activitatea profesională, promovarea și diversificarea activităților cu publicul, contribuție substanțială la implementarea serviciilor inovative în bibliotecă. Topul Galex, testimoniu se conferă doamnei Veronica Cosovan, șefa secției Carte Veche și Rară, pentru performanțe deosebite în activitatea profesională, promovarea și diversificarea activităților cu publicul, contribuție substanțială la implementarea serviciilor inovative în activitatea secției. Topul Galex se conferă doamnei Natalia Gulcou, șefa Centrului Pro-European de Servicii și Comunicare, pentru performanțe deosebite în activitatea profesională, promovare și diversificare activităților cu publicul, contribuție substanțială la implementarea serviciilor inovative în cadrul centrului. Felicitări, doamna Gulcou! Testimoniul se conferă doamnei Mariana Chiriacou, specialist principal, secția dezvoltare instituțională, pentru performanțe deosebite în activitatea profesională, contribuție substanțială la dezvoltarea relațiilor internaționale și implementarea proiectelor de bibliotecă. Felicitări, doamna Chiriacou! Testimoniul se conferă doamnei Tatiana Kulinski, specialist superior, secția Carte Veche și Rară, pentru performanțe deosebite în activitatea profesională, promovare și diversificare activităților cu publicul, contribuție substanțială la implementarea serviciilor inovative în activitatea secției. Felicitări, doamna! Testimoniul se conferă doamnei Vera Osoianu, director adjunct, Direcția Cercetare și Dezvoltare de Economie și Știința Informării, pentru performanțe deosebite în activitatea profesională, promovare și diversificare activităților cu publicul,
contribuție substanțială la implementarea serviciilor și inovative în activitatea direcției. Felicitări, doamna Osoia! Mulțumesc, Diana! De fapt, premiul acesta este 5-1, pentru că eu reprezint Administrația Bibliotecii Naționale. Este premiul pentru doamna director Pintilei, pentru doamna Căstogan, pentru doamna Muntean și pentru doamna Veronica Borș. Felicitări! Testimoniul se conferă doamnei Teodora Țurcan, specialist principal în dezvoltare și evidența colecțiilor, pentru performanțele exibite în domeniu, ca semn de apreciere a profesionalismului, rezultate remarcabile obținute în anul 2018. Felicitări, doamna Teodora! Profesionalism și dezvoltare continuă, ori formatorul trebuie să fie acea persoană care trebuie să țină cont de tendințele în domeniu și aș avea un îndemn și o încurajare pentru toți colegii formatori să pună pasiune în tot ceea ce fac, să iubească ceea ce fac. Astfel veți primi și satisfacție de la cursanți și la formabili. Onorată asistență, înainte de a pune punct decernării premiilor naționale Galex, oferim cuvântul domnului Andrei Chistol, secretar de stat din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Mulțumesc foarte mult, dragi prieteni. Vin să vă fericit și eu din numele doamnei ministru cu ocazia acestei duble zile importante, Ziua Bibliotecarilor și Ziua Internațională a cărții și drepturilor de autor, dorindu-vă multă sănătate, multă și inclusiv și răbdare, dar și profesionalism în tot ceea ce faceți. Mă bucură că în anul acesta, iată, suntem la o nouă gală, la un nou eveniment dedicat bibliotecilor. Mă bucură că de zi cu zi asistăm la cât mai multe evenimente organizate de Biblioteca Națională și aici este și rolul Bibliotecii Naționale de a fi acel formator național și de a transmite mesajele inclusiv și în teritoriu, de a merge cu programe și cu proiecte în teritoriu legate de lectură, legate de promovarea cărții și mă bucură că au fost susținuți anul acesta inclusiv și din bugetul Ministerului pentru a desfășura aceste activități, dar eu pledez ca noi să mergem mai departe și să amplificăm area acestor proiecte legate de carte și lectură, așa cum s-a spus foarte bine aici, trebuie să mergem din casă în casă, așa cum se merg la alte activități și să promovăm interesul față de carte, dragostea față de carte, să mergem în școli cu acei scriitori și acele programe care le avem și să promovăm acei scriitori autohtoni, acele lucrări extraordinare care se dedică, fie că este legat de centenar sau de ani marcanți în istoria literaturii române. De aceea eu vreau să vă felicit încă o dată, să vă doresc multă sănătate. Sper că mesajul legat și de
legea cu privire la salarizare un pic să îmbuneze situația bibliotecarilor, dar noi nu ne oprim aici, noi avem tendințe și mai mari și sper într-adevăr să ajungem să avem și salarii mult mai bune în domeniul biblioteconomic. De aceea eu vă felicit încă o dată, vă transmit salutările doamnei ministru și din partea dumneei personal vreau să înmânez câteva diplome ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Diplomă de onoare se decernează doamnei Ludmila Corchenci, Biblioteca Națională, șef pentru reformare continuă. Dacă nu este doamna Ludmila, vă rog să-i transmiteți diploma noastră. Diploma de onoare a Ministerului Educației se decernează doamnei Tatiana Kulinski, specialist principal în secția Carte veche și rară. Diploma de onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării se decernează doamnei Diana Silvestru, șef secției colecției digitale Biblioteca Națională. Vreau să mulțumesc și tuturor celor care susțin activitatea Bibliotecii Naționale, bibliotecilor publice prin acele donații de carte. Mă bucur acest lucru și sper într-adevăr ca să amplificăm, cum am spus, aceste activități și să susținem fiecare bibliotecă, fie că este la nivel raional, local, universitar, școlar și așa mai departe, pentru că trebuie și avem obligația de a promova dragostea de carte, dragostea de lectură și dragostea de limbă română. Mulți ani! Mulțumim, domnule Andrei Chistou, pentru diplome și pentru felicitări adresate bibliotecarilor. Onorată asistență, aici punem punct decernării premiilor naționale Galex. Felicitări încă o dată tuturor laureaților și colegilor care au fost nominalizați în această ediție. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și pentru atenția acordată. Laureații sunt invitați la o cupă de șampanie jos în anticameră. Așa. Și iar colectivul instituției transmite o informație, dumneavoastră veți reveni la orele 14, tot aici, în această sală. Deci, pentru înmânarea altor diplome din partea instituției, Bibliotecii Naționale. Vă mulțumim încă o dată, să aveți o zi frumoasă în continuare.